de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni! Ultima zi de august 2020. Intrăm în luna septembrie. Astăzi, dacă ar fi să marcăm ziua, ci că vom avea și o moțiune de cenzură vot, adică vot la o moțiune de cenzură. Așa că măcar astăzi în teritoriu este liber de parlamentari, pentru că altfel este full de ei, pentru că nu e așa. Ei sunt printre principalii vectori ai campaniei electorale. Până atunci însă să amintim că în fiecare zi știrea, acum știrea weekendului, ci că neam s-au întors lucrurile cu josul în sus, un câine a fost scos din toaleta unui bar. Ceea ce deja spune multe despre modul în care funcționăm în perioada COVID-ului. Acestea fiind zise, să ne întoarcem spre zona de actualitate electorală, pentru că, nu-i așa, am intrat deja în campanie în mod oficial. Astăzi avem în emisiune, ca în fiecare luni, reprezentanța ai Partidului Mișcarea Populară și, chiar dacă se va supăra, nu vom începe cu președintele, ci vom începe cu o invitată, doamna Alina Tatomir, avocat și candidat pe listele PMP pentru Consiliul Local Piatra Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că sunt din nou alături de dumneavoastră. După câți ani? După 4 ani. 4 ani și câteva luni. Și câteva, la câteva luni nu mai ai importanță. Au trecut repede din cauza virusului. Tare mă bucur că sunt alături și de Bogdan. Prezentați-vă dumneavoastră, vă rog. Prezentați-vă dumneavoastră, vă rog. Suntem astăzi alături și de președintele Partidului Mișcarea Populară Neamț. Se bucură și dumnealui că este alături de mine, că astăzi de-abia aștept să-i mai spun câte ceva și să mai aflu și eu ceva noutăți despre ce are de gând și n-a spus încă până acum. Doamna avocat, eu propun să facem un schimb de locuri și atunci va fi perfect, pentru că aveți perspective așa din câte vreme. Da, am exersat din timpul liceului când m-au promovat așa în rolul prezentatorului evenimentelor organizate de liceu și de-a lungul timpului tot am mai exersat. O să ținem minte. Am sfârșit cu a venit la dumneavoastră. Am înțeles. Deci ați eșuat până la urmă. De atunci tot încerc. Așa. Haideți să vorbim un pic despre perioada aceasta și despre ce a mai făcut PMP-ul de când a început campania. O să-l rog pe domnul Bogdan. După aceea o să vorbim despre ce înseamnă în viziunea unui avocat politica și de ce politica PMP. Deci. Bună dimineața și o mare plăcere să fiu în compania dumneavoastră, a Alinei, a dumneavoastră, domnul Bălănescu. Chiar mă gândeam acum că acum 4 ani de zile și câteva luni. Și câteva luni. Cred că am debutat tot pe la o emisiune a domniei dumneavoastră și sper din tot sufletul să fi mai învățat ceva din ițele politicii de atunci și până azi, dar cu siguranță ce am învățat, am învățat ce este de învățat în administrația locală și eu spun că sunt altfel față de 2016, mult mai realist și cu o viziune mult mai clară asupra viitorului acestei localități și acestui județ. Pentru că comparativ cu 2016, atunci veneam din viața privată și credeam că așa cum decur lucrurile în viața privată, așa sunt și în administrația locală, lucru care nu este așa și cu siguranță noi, cei de la Partidul Mișcarea Populară, vom reuși să schimbăm politica din Neamț și administrația din Neamț. Da,
Ce ați făcut de când a început campania? Am văzut că v-ați plimbat prin diverse zone. Noi suntem în permanență în contact cu oamenii. Deci pe lângă acțiuni stradale, acțiuni din care ne umplem tolba de informații și de proiecte pe care cetățenii județului și a municipiului își doresc să fie realizate în municipiul și în județul Neamț, discutăm de probleme pe care le au în fiecare zonă și căutăm împreună soluții pentru a le rezolva. Nimeni și noi nu suntem aceia care spunem că astăzi totul este perfect, chiar spunem că mai sunt multe lucruri de făcut. În schimb, spre deosebire de alte partide politice sau alți candidați, noi venim cu soluții și venim cu proiecte realizabile. Bineînțeles că sunt unele proiecte realizabile într-un termen scurt, altele în mediu și chiar avem proiecte pe termen lung. Proiectele pe termen scurt sunt proiectele care sunt mai mult dragi nouă, pentru că sunt cu un impact imediat asupra oamenilor și vrem să le realizăm într-un timp foarte, foarte scurt. Dacă s-ar putea, în prima săptămână după finalizarea alegerilor. O să discutăm despre ele. Haideți să vă întreb pe doamna Alina. Doamne, un avocat care se întâlnește zilnic, tot felul de cazuri, este ca un fel de, cum să spun, persoană care adună informații, fără să vrea sau prin natura meseriei, despre tot ce înseamnă probleme sociale într-o comunitate, mai mică, mai mare, că bănuiesc că aveți cazuri în toată zona. Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt problemele cu care se confruntă comunitatea pietreană, deci aici candidați, și de ce ați făcut pasul acesta spre implicarea în politică? Cred că implicarea în politică a fost determinată tocmai de faptul că încercam să rezolv unele probleme cu care eu ca și cetățean m-am confruntat și nu reușeam altfel. Am întâlnit atunci persoanele din PMP care, culmea, au fost tare deschise la problema pe care am avut-o și m-au și ajutat. De atunci și până acum, când am decis din nou să candidez, dar anul ăsta am decis să candidez cu o mai mare dorință, pentru că am văzut că problemele se pot rezolva chiar și cu implicarea politicului. Bogdan a fost alături de mine tot timpul, e agasat de tot ce îi spun întotdeauna și de toate problemele pe care îi le transmis de zi și mai spun ceva acum de dimineață și știe foarte bine că traficul aglomerat a determinat cumva întârzierea mea către dumneavoastră. Drum m-a sunat și m-a întrebat, ajungi? Nu pot, traficul este atât de aglomerat încât efectiv am plecat degeaba mai devreme că tot acolo... Asta i-a spus și viceprimarului cum ar veni. Deci, ca să fie clar, numai ce este, vrei de partid. Este evident că din nou i-am pus pe tavă o problemă care ar trebui rezolvată. Acum, dincolo și este, de... scuzma, Alina, este unul din punctele pe care trebuie să le realizăm. Dar nu este un proiect realizabil într-un timp foarte scurt, dar este mediu. Discutăm aici de lărgirea străzii fermelor la 4 benzi. Este un proiect mai vechi, dar să nu credeți că în ultimii 4 ani de zile nu am făcut pași. Pași pentru această lărgire a drumului s-au făcut și discutăm aici de retragerea proprietăților de la axul drumului și toate autorizațiile de construcție și certificatele de urbanism care s-au dat, s-au dat cu această obligație de a lăsa posibilitatea extinderii străzii fermelor. Singurul pas care ar mai trebui făcut este un tronson micuț care sper să găsim soluții să-l lărgim și acolo. Iar anul următor trebuie început cu
ceea ce înseamnă infrastructură pe strada fermelor. Discutăm aici de canalizare pluvială și canalizare menajeră. Vedeți că toate planurile noastre pornesc de la nevoia de zi cu zi a cetățeanului, eu cetățean, Bogdan cetățean, dumneavoastră cetățean. Acum, în campanie, noi am tot mers prin locurile propuse unde consideram că sunt necesare discuțiile cu cetățenii. Însă, ca și avocat, sunt într-o perpetuă aflare a nevoilor oamenilor, nevoi care pornesc de la probleme mai ample, probleme mai puțin ample. Însă, observ că implicarea noastră poate face ca o parte din aceste probleme să fie realizate. Da, cel mai des mă întâlnesc cu probleme ale fondului funciar, cu care oamenii se confruntă la nivel de județ de data asta. Mă întâlnesc cu necesitatea oamenilor de a-și rezolva probleme în blocurile unde efectiv locuiesc. Cele mai aspre probleme sunt cele ale violenței domestice, sunt cele ale copiilor împărțiți de părinți. Astea sunt cumva dintre cele mai dureroase. Bine, vin și cele de natură penală, dar observ în ultima perioadă că cele de natură penală parcă s-au mai diminuat. Bine, suntem și un oraș mic, nu știu dacă infracționalitatea ar trebui să fie chiar alarmantă la noi și nu este. Mica infracționalitate. Mica infracționalitate, este adevărat, însă cel mai des mă confrunt cu probleme sociale. Poate lipsa locurilor de muncă cauzează și un consum de alcool, consumul de alcool duce la violență, copiii sunt partea acestei violențe și iată, cam astea sunt problemele cu care cel mai des ne confruntăm. Încercăm să le rezolvăm. Sunt și eu alături de clienți, că până la urmă sunt clienții mei cei cu care mă confrunt. Parte din problemele lor am încercat să le transpun chiar și către primărie. Asta vreau să vă întreb. Către primărie și, pe urmă, către programul PMP. Dacă... Programul PMP chiar a preluat două din problemele pe care le-am identificat, așa cum am spus și anterior, în timpul pandemiei. Lipsa apei calde în școli e o mare problemă, pentru că tot vine vorba de a ne proteja cu toții, dar trebuie să ne protejăm și copiii acum cu 14 septembrie, când teoretic începe școala. Și am mai identificat o problemă extrem de gravă, și anume a femeilor sau a cetățenilor abuzați, care atunci, în timpul nopții, când se întâmplă o tragedie în familia lor, nu au unde pleca. Și atunci, împreună cu Bogdan, am încercat să găsim soluții vis-a-vis de aceste două chestiuni. Sigur, cea cu apa caldă este la nivel național o problemă. Înțeleg că nici în alte județe copiii nu au apă caldă în școli, și acum, dacă apa și săpunul sunt cel mai mare inamic al virusului, trebuie să pornim de aici. Chiar o este reglementare. De aceea am și spus la nivel național. Mi se pare aberant. Mi s-a părut și mie la fel de aberant când am auzit această poveste care circulă. Eu nu știu dacă este o poveste reală, ceea ce a determinat întreruperea apei calde în școli, și anume că un copilaș ar fi suferit arsuri de la apa prea caldă. Este ca și cum a interzice circulația cu autoturismele pe drum în contextul în care se întâmplă un accident. Am discutat acest aspect. Din păcate, la nivel național, în această perioadă, este destul de dificil să încerci să schimbi o lege, dar chiar și pe plan local încercăm să găsim soluții pentru a rezolva această problemă. I-am promis lui Bogdan că o să-l sâcâi mult până rezolvăm această problemă și îi aduc aminte de fiecare dată, pentru că am copil la școală, are copiii la școală, și atunci nu-i putem trimite cu măști dacă, pornind de la igiena mâinilor, adică suntem repetenți. Degeaba dai cu tot felul de geluri pe mâini. Așa este. Acum, copiilor gelurile sunt puțin recomandate. Fiica mea, la începutul pandemiei, pentru că era și ea speriată, deși are doar 10 ani, dar a înțeles că trebuie să se dezinfecteze pe mâini, a suferit arsuri. Mi-au trebuit încă 3 săptămâni să repar arsurile de pe mâini și apoi să putem merge mai departe cu încercarea de a găsi un dezinfectant potrivit pentru ea. Sigur, de-a lungul pandemiei, părinții au identificat soluții bune pentru copiilor. Dar cea mai simplă este apa și săpunul. N-am inventat noi roata. Adică sunt lucruri de bun simț. De bun simț, evident. Sunt lucruri de bun simț, și de aceea
Eu apreciez când în programe apar aceste lucruri de bun simț, care în mod normal ar trebui să existe și să fie fără să mai fi nevoit să vii tu să spui într-un program, domne, uite că să punem apă caldă. Doamne, apă caldă. Știți ce este șocant? Șocant este că mulți dintre parlamentarii sau din aleșii acestei țări nu știau că este o problemă națională și în momentul când am adus discuția în atenția domniilor lor, au zis, Bogdan, nu este adevărat, nu se poate. Zic, uitați că se poate. Și cred că este una dintre problemele care se poate rezolva într-un timp, în timp foarte scurt. Pentru că suntem în anul 2020 și sunt diferite soluții de a asigura apa caldă în școli. Centrale proprii, instante de apă caldă. Dar majoritatea au deja. Nu au majoritatea, dar sunt locuri unde au și atunci trebuie asigurate. Trebuie asigurat săpunul, trebuie asigurată baza igienei copiilor, pentru că suntem la un pas de a începe școala și vreau să vă spun că este o durere a mea și a colegilor mei aceea că suntem în 1 septembrie și nu știm cum va începe școala. Este înfiorător de greu să ne organizăm, pentru că mai sunt 2 săptămâni până la momentul în care este anunțat începerea școlii și copiii nu știu cum vor începe școala. Sunt ipoteze, sunt discuții, dar cea mai vehiculată variantă de începere a școlii este acea variantă de rotație, jumătate la școală, jumătate online. Dar eu vin și îmi pun întrebarea cum se vor desfășura aceste cursuri la comune, la sate, acolo unde nu avem o infrastructură, acolo unde nu avem internet și învățământul va avea foarte, foarte mult de suferit. Este un an deosebit și un an în care eu cred că este momentul să se reseteze tot ce înseamnă clasă politică, administrație locală, calitate umană, învățământ, calitatea învățământului, calitatea actului medical. Deci, haideți să ne orientăm și să ne uităm foarte atent spre lucrurile de bază ale oamenilor și a noastre în special, pentru că nu discutăm aici de proiecte care să ne arate o altfel de Românie. Haideți să discutăm de proiecte de bază și cu siguranță România va arăta altfel în momentul când rezolvăm problemele esențiale ale oamenilor. Deci, dumneavoastră, că pornim de la această idee, cred că, nu știu cât este ceasul acum, dar cred că la școala 2, spre exemplu, părinții s-au adunat tocmai pentru a-și rezolva problema cu începerea anului școlar. Spune... Mă furi, iar mergem la școala? Da, iar. am mai încercat la un moment dat întâlnire cu părinții, s-a și întâmplat și la acel moment am cerut din nou sprijinul aleșilor locali, pentru că erau alături de noi în echipa Partidului Mișcarea Populară. S-a și întâmplat această imixtiune între politic și dorințele părinților în contextul în care noi ca și părinți nu știam ce variantă se va alege. Din păcate, transparența a fost la cote minime, la cote alarmant de minime, nu din partea autorităților locale, cât din partea celor care trebuiau să înștiințeze părinții ce se întâmplă. Și mă refer la directorii de școli. Este inuman ca unui copil să nu știi să-i răspunzi în calitate de părinte la o întrebare simplă. Cum începem școala? Și copiii sunt speriați. Și părinții sunt speriați. O parte din ei realizează, o parte aleg să aștepte și să nu facă nimic. Eu,
atunci când am hotărât să intru în politică, am ales să fac ceva. M-au întrebat mulți, de ce îți rup din timpul tău să te duci acolo, la acțiuni stradale, la ședințele de partid? Nu mai pot aștepta să stau cu mâinile în sân și să facă Bogdan, spre exemplu, ceva în calitate de viceprimar și la urmă, eventual, să-i scot ochii, că asta e meteahna românească. N-ai făcut, domnule primar, aia, domnule viceprimar, n-ai făcut cealaltă. Am ales să mă duc acolo alături de ei. În 2016 dorința, așa cum am spus, nu era atât de mare. În 2020 dorința este mai mare, pentru că realizez că se pot face lucruri. Nu lucrurile acelea pe care le vedem poate în marile campanii electorale studiate de a fi rapăr, nu. Noi suntem acolo alături de oameni, cu chestiuni simple, cu apa caldă la școală, simplă teoretic, pentru că anvergura este la nivel național, cu aglomerația din trafic, cu nevoile părinților care n-au locuri de muncă, cu lucruri firești, cu lucruri normale pe care poate cei de la centru le-au uitat de-a lungul timpului. Ca și avocat văd toate aceste chestiuni. Văd că o parte din oameni știu că au obligații, dar nu-și cunosc drepturile deloc. O altă categorie de persoane își cunosc doar drepturile, dar nu și obligațiile. Treaba mea ca avocat este cumva să le aduc cetățenilor la cunoștință și drepturile și obligațiile, dar și posibilitatea de a se proteja, de a se proteja de nedreptăți, de a-și găsi dreptatea acolo unde n-au văzut-o nicăieri. Poate lucrul ăsta mă va ajuta și în calitate de consilier local. M-au întrebat, îți mai menții poziția după ce vezi luptele astea toate dintre membrii scenei politice? Și am spus da. Am spus da cu tot sufletul atunci, deși Bogdan a avut dubii la un moment dat că n-o să mă răzgândesc. Dar văd că este nevoie și de mâna unei femei. Făcând așa un studiu și un recensământ, am văzut că în Consiliul Local sunt mai mulți bărbați și vreau să fiu acolo spinul care să-i aducă la viață. Să se aude și vocea unei femei, pentru că mai erau câteva doamne în Consiliul Local, dar în general mai tăcute. Eu sper tocmai... să nu trebuiască să tacă. Dar la Alina e o problemă. La Alina și nu numai la Alina. E ca un la... fel de conștiință cât văd eu, pentru că de exemplu referiți la dânsa tot timpul. Adică... Nu. Chiar după cum vedeți, de când am venit la conducerea Partidului Mișcarea Populară, ne-am să știți că am încercat să aduc alături de mine și de echipă oameni de foarte bună calitate și oameni care își doresc să schimbe lucruri. De asta îmi face mie plăcere să spun familia PMP, pentru că toți ne rupem din timpul propriu, din timpul personal și avem aceste întâlniri și discuții. Sunt unele constructive, toate sunt constructive, dar sunt unele mai aprinse, altele mai puțin aprinse. Dar ideile bune ies din discuții. Eu tot timpul am spus, din 10 minți proaste iese o idee mai bună decât a unui premiu Nobel. Credeți-mă că astfel de oameni trebuie să ajungă în Consiliul Local, astfel de oameni trebuie să ajungă în Consiliul Județean, în Parlamentul României și trebuie lăsați să vorbească și să-și pună amprenta, pentru că suntem la o vârstă în care este momentul nostru, momentul în care putem schimba lucruri. Dacă toți ne dăm deoparte și încercăm să spunem de pe margine, din spatele scenei, că acolo nu-i bine, să criticăm, să aruncăm cu noroi în cei care încearcă să schimbe lucruri, cu siguranță lucrurile nu vor lua într-o direcție bună. Eu consider că anul 2020 este un moment T0, pentru că este și această păcătoasă de pandemie care ne-a schimbat viața și activitățile și este acel moment T0 care trebuie să-l fructificăm și să schimbăm din, radical, din temelii, să schimbăm clasa politică, viziunea despre administrațiile locale și naționale. Și cel mai important este
și trebuie să fie obiectivul principal al nostru, este acela de a reda cetățeanului încrederea în clasa politică. Dacă nu reușim să redăm încrederea în clasa politică, atunci va fi foarte, foarte greu să ne desfășurăm o activitate constructivă, o activitate care să fie bazată pe comunicare și pe îndreptarea lucrurilor. Bun, să avem încredere în clasa politică. Dați-mi niște semnale care să mă facă pe mine să am încredere în clasa politică. Semnalele eu cred că au venit și nu au venit neapărat de anul acesta. Au venit din 2016 cu oameni noi în politică, oameni care nu s-au ascuns după deget și oameni care au schimbat câte ceva. Eu le spuneam colegilor mei, când am intrat în administrația locală și în politică, îmi doream să schimb foarte multe lucruri, dar tot timpul am fost rezervat și am spus, dom'le, dacă reușesc sau reușim să schimbăm 5%, eu sunt foarte fericit, pentru că următorii care vin sau care intră în politică, în administrațiile locale, județene, naționale, vor fi obligați să meargă într-un trend de schimbare. Eu cred că lucrurile se schimbă încet, poate prea încet, dar lucrurile încep să se schimbe. Iar rugămintea mea către presă, oamenii din exteriorul vieții politice, trebuie să vadă și lucrurile bune care se întâmplă. Dacă noi vom căuta și vom scoate la lumină doar lucrurile rele, eu zic că cei care nu urmăresc foarte atent viața politică și administrațiile locale, atunci vor fi prost informați și nu vor reuși să recapete încrederea în clasa politică. Eu am un alt exemplu. Pentru mine lucrurile sunt mult mai simple. Mulți dintre prieteni au spus așa, dacă nu te duceai să candidezi pe lista de consilier local, nici măcar nu mergem la vot. Corect. O încredere mai mare decât asta din partea celor apropiați nici nu cred că poate exista. Prietenii mei, dacă au văzut în mine un combatant al clasei politice, poate, sau al actualei administrației locale, sau a stării de lucru, nu m-ar fi susținut. Nu aș fi avut încrederea, nici măcar a mea, de a ajunge pe lista de candidați din partea Partidului Mișcarea Populară, un plus, spun eu, pentru mine. Dar de acolo pleacă încrederea, din familie, din grupul de prieteni, din grupul pe care ți l-ai format la locul de muncă. Pentru mine este îmbucurător când aflu că pot face ceva și m-au investit cu încredere, nu membrii familiei mele, care era evident că trebuie să mă investească cu încredere, dar m-au investit cei cu care eu colaborez zi de zi, prieteni, colegi, colaboratori. De acolo pleacă și reclama până la urmă. Sunt și activez într-un domeniu în care reclama este sufletul comerțului. Prin lege nu am voie să-mi fac reclamă. Și atunci, dacă îmi fac meseria așa cum trebuie, toți vor ști să mă recomande la un anumit moment dat. La fel mă vor recomanda și în calitate de consilier local, dacă îmi voi menține tendința asta de a face lucrurile așa cum mi le-am făcut în meserie. Bine, vor fi mulțumiți și vor fi nemulțumiți. Este normal să fie așa. Ar fi anormal să crezi despre tine că ești 100% perfect pe o anumită linie. Dar dacă toți ar face ca mine și s-ar implica, la fel ca și Bogdan, la fel ca și colegii mei de partid, și grupurile din care aparțin ar spune, sunt mândru că ești pe acea listă și am încredere că poți să faci lucruri bune. Și mă îndrept înspre tine să mă ajuți. Dacă și duci la bun sfârșit proiectul cu care te-au însărcinat cei aproape ție, rezultatul e 100% este pozitiv. Absolut. Pledoaria pentru implicare este deosebită. E prima pledoarie făcută, nu de un avocat, pledoarie pentru implicare în politică. E foarte ok. Îmi dai voie un pic să spun ceva? Da. Deci, ai spus așa,
că încrederea în clasa politică, trebuie să avem încredere și presa să prezinte lucrurile bune. Și lucrurile bune. Eu vreau să spun așa, eu o să am încredere în clasa politică când o să văd așa, o inițiativă ieșită de la un partid, undeva, și ies toți de la, purtătorii de cuvânt de la alte partide și spune, domne, foarte bună inițiativă, de aceea am votat-o. De aceea am votat-o, chiar dacă e de la X care nu este cu noi, și da, domne, apă caldă în școală trebuie să o punem. Înțelegeți? Da, atunci eu spus. În momentul acela am premisa de la care să plec, că da, domne, uite, avem o clasă politică responsabilă care acceptă și lucrurile care nu sunt făcute de ei, ba chiar, rara avi, să vedem din opoziție că propune cineva ceva și majoritatea este de acord. Fai de mine ce ar fi asta. Sunt mai mult decât convins că în viitorul Consiliul Local și Județean veți vedea aceste lucruri, pentru că clasa politică, iar consilierii care vor veni, eu zic că vor fi de mult mai mare calitate și plus suntem câteva voci care țipăm de o perioadă de timp în care spunem așteptăm negocierile, așteptăm discuțiile cu toate formațiunile politice. Eu știți foarte bine, tot timpul am chemat spre unificarea dreptei, spre discuții constructive, spre găsirea de soluții împreună cu toți membrii Consiliului Local, Consiliului Județean. Ceea ce spunea Alina mai înainte, vreau să înțelegeți că este lucrul care eu le-am spus la aproape la fiecare ședință de partid și le-am spus, oameni buni, sunt oameni care nu cred, poate nu cred în candidatul la Consiliul Județean, poate nu cred în candidatul la Primăria Piatra Neamț, dar cred în consilierul X, consilierul Y. Și acei oameni trebuie aduși și vorbit cu ei, pentru că ei sunt oamenii care vă dau încrederea și șansa să schimbați lucruri. Fiecare consilier județean, fiecare consilier local trebuie să aibă un portofoliu de clienți, cum spune Alina, oameni care... care să nu-i trădeze, să nu-i înșele. Deci de asta este obligatoriu ca discuțiile în Consiliul Local sau Județean să fie discuții constructive. Avem nevoie și Partidul Mișcarea Populară tot timpul a căutat să acopere toată plaja de meserii. Uitați-vă că în fostul Consiliu Județean și Local nu a mai avut un avocat. Acest lucru m-a dus cu gândul spre a o convinge pe Alina să nu aibă gânduri de a sta în spate. Pentru că a stat în spate 4 ani de zile. Alina face parte din 2016 din echipa Partidului Mișcarea Populară. 2015. Bun, discutăm de mandat din 2015, da, Alina, și avem nevoie de astfel de oameni care să se bată pentru oamenii lor, pentru oamenii acestor meleaguri. Eu îmi doresc ca doamna Alina în ședințele de Consiliu Local, în momentul în care se citește un proiect și se supune la vot și începe formula celebră, Comisia 1, de acord. Comisia 2, de acord. Comisia 3, de acord. Comisia 4, de acord. Supun la vot proiectul. Doamna Alina se ridice să spună, din respect pentru cei care se uită la această ședință, vă rog frumos să spunem oamenilor despre ce este vorba în propoziție, adică în proiect. Pentru că vrăjeala aceea că s-a discutat proiectul în comisii,
Nu ține decât la fraieri. Deci, la fraierii care vor să o țină. Deci eu aștept pe doamna Alina, la fiecare ședință, când se întâmplă această șmecherie, să spună un pic, stop, avem obligația să informăm cetățenii despre ce este vorba în acest proiect, chiar dacă, teoretic, în tabletele consilierilor s-au trimis aceste proiecte, chiar dacă, teoretic, ele sunt puse și pe site-ul, mult prea vizitat al primăriei, și asta îmi doresc eu. Dar până atunci însă... Dar eu mai îmi doresc ca viitorii consilieri locali și județeni să-și dea interesul să citească proiectele corect, pe comisie. Corect, altă poveste. Deci acolo e marea problemă, pentru că am întâlnit cazuri în care au venit la comisii și au trecut pe la unul, pe la altul și au spus X-ul e ok, mă mai uit, zic da mă uită-te acolo, pune mâna și citește, pentru că nu-i Facebook aici nu citește. Trebuie, dar să știți că deși n-am făcut parte din echipa de consilier local, cred că de cel puțin 5 ori, dacă stau bine să-mi aduc aminte, am avut tendința de a mă duce la ședința de consiliu. Să fac ce spun eu, nu? Și să fac exact ce spuneți dumneavoastră, că am avut tendința aia, așa, pe care o am și în familie, uneori recunosc, de a mă duce să spun eu lucrurile acolo așa cum trebuie. Și la începutul campaniei am spus lui Bogdan, sunt câțiva pe care de abia aștept să-i scutur așa puțin, pentru că m-au călcat pe orgoliu și m-au călcat... pe bătătură, ca să spunem așa cum popular, trebuie, da. Să spunem popular, și trebuie și puțină responsabilitate, pentru că tare ne place să spunem lucrurilor pe la colțuri, dar niciodată să le rezolvăm sau să avem curaj să-i spunem în față unei persoane opinia noastră, bună sau rea, dar este opinia noastră. Și cred cu tărie că dacă cineva începe o tendință din asta în Consiliul Local, vor fi mai mulți care se vor alia acestei tendințe și lucrurile vor fi mai normale. Acum înțelegeți ce consilier propune Mișcarea Populară? Eu gândiți-vă ce am avut eu de tras în ședințele de partid. Deci de acum extindem și vreau să fie acele voci care să schimbe lucruri și în Consiliul Județean și în Consiliul Local. Și credeți-mă, ei îmi dau încrederea că lucrurile se pot schimba. Credeți-mă, lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Bun, mai avem câteva minute. Haideți să vedem ce ne propuneți. Veniți cu proiectele pe care le propuneți și dumneavoastră la județ. Eu vorbesc de proiecte mari și la Consiliul Local. Pe Consiliul Local, așa cum spuneam, personal am aceste două proiecte și voi trage cu dinții de ele să se realizeze. Apa caldă în școli pentru copii, nu în școli. Vorbesc și de licee și de grădinițe, da, la modul tot, general. Da. Și de adăposturi pentru persoanele abuzate. Că statistic vorbind sunt mai multe femei, probabil, că așa se și întâmplă, dar persoanele abuzate... Măcar care o aripă și pentru bărbați. O aripă și pentru bărbați. Mansarda o folosim. Să știți că am mai povestit într-o emisiune că am avut și dosare în care erau bărbați abuzați de către jumătățile dumnealor. Dar se conturează tot mai mult această necesitate, pentru că pandemia a făcut ca oamenii să stea mai mult împreună, n-au mai fost plecați cu treburi, n-au mai fost plecați la serviciu și agresiunea, din păcate, a ajuns acum să fie în creștere, iar persoanele abuzate nu au unde pleca în miezul nopții. Bine, pe lângă acest adăpost trebuie și campania de promovare, pentru că sunt persoane care nu știu că au și această posibilitate. Mamele să plece cu copiii, tații să plece din casa în care nu-și găsesc liniștea, sau chiar părinții, vorbim acum de femei abuzate în proporție mai mare. Constat însă că sunt părinți agresați de proprii copii. Mi se pare inuman ca părinte să trebuiască să treci prin așa ceva. Ori, un părinte agresat are tendința de a sta acolo să-și protejeze în continuare copilul. Nici măcar nu știe acel părinte că are posibilitatea de a pleca, de a ieși din calvarul pe care îl trăiește în fiecare zi. Și atunci, pentru că mă întâlnesc cu aceste situații, iar pe lista instanțelor de judecată sunt zilnic ordine de protecție promovate de către persoane abuzate și mai nou foarte multe promovate de către parchetul de pe lângă judecătorie. Trebuie să facem ceva. Sunt lucruri poate mărunte,
dar pentru o persoană care se află într-o situație atât de gravă, va fi un lucru, spun eu, măreț, dar pentru el va fi un lucru normal viața. Și de echilibru. Da. Îi poate schimba viața și poate înțelege la un anumit moment dat că și el trebuie să trăiască. El sau ea, n-are importanță. Persoana abuzată trebuie să meargă mai departe, să se reintegreze și să aibă încredere că cineva este acolo să-l ajute. Vreau să fac lucrul ăsta pentru cetățenii din Piatra Neamț, că aici candidez, dar sunt convinsă că și la nivel județean trebuie să existe o astfel de inițiativă. Că despre apa caldă în școli este o inițiativă care trebuie să fie la nivel național și, repet, nu mă las până nu văd lucrul ăsta pus pe masa Parlamentului. Nu neapărat. Începem poate cu Consiliul Local să fie conștientizarea de aici, de la nivel local, și mai apoi pe masa parlamentarilor. Pentru că trebuie și au uitat o parte din ei că au plecat din școli. Și au uitat de unde bine, au plecat. Bine, acum haideți să nu exagerăm totuși. Nu exagerăm. Să exagerăm că unii dintre ei au făcut școlile mai la fără frecvență. Nu, acum, na, bă, aș fi vrut să... De ce sunteți rău de luni dimineață? Da, dar școala primară n-au făcut-o la fără frecvență și pleacă igiena de la școala primară și atunci trebuie să-și amintească că au păi, trecut și de asta prin vă spun. Și școala primară. Știți că amintire din școala primară e mai greu la urmă. Eu încă am încredere în clasa politică, vedeți că întrebați. Domnul Gavrilescu, la nivel județean. La nivel județean ajungem tot la lucrurile simple. Deci, pe lângă că discutăm de creșterea calității actului medical, deci tot ce înseamnă instituții sanitare trebuie avut o în vedere și avut o prioritate. Pe lângă creșterea calității în unitățile de învățământ, lucru care nu cred că este atât de greu de modificat, de schimbat și de îndus pe un făgaș normal și corect, discutăm aici de o infrastructură și discutăm aici de obligativitatea de a avea o autostradă în Moldova și în județul Neamț. Pentru că discutam la începutul emisiunii de locuri de muncă. Locurile de muncă nu le pot asigura administrațiile locale. Locurile de muncă le pot asigura investitorii privați. Iar investitorii privați vor veni să investească în zona județului Neamț în momentul în care îi asigurăm o bază. Și acea bază înseamnă conectivitatea cu vestul Europei, conectivitatea cu centrul țării. Orice minut, orice zi, orice secundă care va trece de azi înainte și în Moldova nu se pune la punct infrastructura rutieră și discutăm aici de o autostradă, decalajul între Moldova, județul Neamț și Ardeal sau vestul Europei va fi din ce în ce mai mare, iar acel decalaj va fi foarte greu de recuperat. Deci discutăm aici de o autostradă care să lege Moldova de Ardeal și de vestul Europei. Discutăm aici de 1-2 drumuri expres care să faciliteze conexiunea cu autostrada sau cu drumurile europene care le avem în zonă și în momentul respectiv putem discuta cu facilități fiscale pentru investitori și acest lucru se poate face prin reducerea impozitelor la consiliile locale, impozitelor și taxelor la consiliile locale pentru a crea oportunitatea și a găsi investitorii străini oportunitatea de a veni să investească în zona Moldovei. Sunt proiecte simple, proiecte care sunt absolut vitale pentru județul Neamț și înainte de a discuta de altele, eu cred că aceste lucruri trebuie făcute și făcute foarte, foarte repede. În momentul în care vom discuta și vom face pași pe care îi vom prezenta presei,
cetățenilor și vom face un calendar al execuției lucrărilor, a proiectelor, punerii în aplicare a proiectelor care ni le-am propus. În momentul respectiv, eu cred că este un alt atu de a câștiga încrederea în administrațiile locale și în clasa politică. Da, este o pledoarie pentru proiecte. Acum, eu, sincer vă spun, la Piatra Neamț, proiectele prezentate de doamna avocat sunt, cum se spune, aparent extrem de bine ancorate în realitate. La nivel județean, lucrurile se pot discuta din momentul în care vei ști cu cine lucrezi. Da. Deci, la nivel județean, asta nu înseamnă că nu putem visa frumos. Asta nu înseamnă că nu putem să ne gândim că, până la urmă, cumva, vom avea și noi niște legături omenești cu restul țării. Și sunteți de acord că este baza pentru dezvoltarea județului și a Moldovei? Deci este un lucru... Să-ți dorești ca să se îndeplinească ceva și era cam bancul cu te rog, Doamne, să câștig la locul. Da, cumpără și tu un bilet până la urmă. Așa este și cu aceste proiecte. Dacă nu ți le dorești, n-ai cum să lupți pentru ele. Trebuie să pornești de la ceva. Și de cele mai multe ori pornești de la idee, de la dorința proprie. Și eu și Bogdan plecăm, și dumneavoastră, și oricine, plecăm din oraș cu diferite chestiuni. Dar trebuie să și putem pleca firesc, trebuie să putem pleca normal și surprinzător. Sunt mulți care își doresc să vină înspre noi. Dar avem traficul ăsta care ne încurcă, avem șoselele puțin degradate, vedeți ghilimelele de rigoare, și trebuie să facem ceva. Ori dacă nu ne dorim să facem, nici faza de proiect nu va fi viabilă. Și chiar dacă se cheamă un vis frumos, la un moment dat va trebui să fie realizat, pentru că altfel nu se poate. Trebuie să fim și noi conectați și restul să se conecteze cu noi, pentru că există și această dorință. Nu doar de la noi pleacă dorința de a ne duce spre vezi, de a ne duce spre mai bine. Și binele vrea către noi. Dar câteodată am fost prea obtuzi și n-am văzut și dorința altora de a veni înspre locurile noastre și sunt apreciate și oamenii sunt apreciați. Trebuie să avem și noi încredere în noi. Ne-am învățat așa de-a lungul timpului să spunem, domnule, noi moldovenii nu facem, noi nu știm, noi nu suntem la coada listei în ceea ce privește investiția în teritoriu. Nu e așa. Mai trebuie să ne apreciem și noi și să ne dăm valoare și să se vadă că putem și noi face lucruri, dar trebuie să vrei și trebuie să poți și trebuie să ai încredere că la un moment dat lucrurile astea se realizează. Acum, în momentul în care vom avea mai multă încredere, cu siguranță se vor schimba. Pentru că poate acum apar lucruri mărețe, lucruri care greu tangibile. Dar credeți-mă, eu chiar m-am bucurat în această campanie că discutam de un proiect care la începutul anului am venit cu el. Acea centură ocolitoare a orașului Piatra Neamț în regim de autostradă, în regim de patru benzi. M-am bucurat că ați văzut în această campanie au venit și alte formațiuni politice care au promovat acest proiect. Deci tendința de a discuta, de a schimba lucrurile și cel lucru care ați spus dumneavoastră că vine de la X sau Y, dar haideți să ne unim forțele să-l facem, este. De aceea spun că lucrurile sunt pe un făgaș bun și suntem obligați să le schimbăm. Pentru că suntem cu toții foarte tineri, poate unii exagerat de tineri, nu e cazul la tine, dar avem lângă noi în echipă, avem băieți, fete foarte tinere și foarte ancorați în realitatea de zi cu zi. Chiar mi-ar face plăcere să mai vin la emisiune cu o altă colegă de-a noastră. Și care, nouă mi-ar face plăcere. Care este la fel avocat, Georgiana, o fată care... sau jurist. O fată care este extraordinar de ancorată și cu o dorință fantastică de a schimba lucrurile. Chiar vreau să fac un preambul la prezentarea acestei doamne, pentru că este măritată, are copil.
a renunțat la visul american cu șanse reale de a pleca în Statele Unite și a rămas în Piatra Neamț, în România, pentru această bătălie, această șansă de a schimba lucrurile. Ce spunea doamna Alina? Ce spuneți dumneavoastră? De la implicare pornim. Ce spun unii care ne urmăresc? Eu m-aș bucura să văd și un proiect care să facă în așa fel încât copiii din școală, în momentul când termină școala, să fie puțin mai bine pregătiți pentru ceea ce înseamnă implicare în viața publică. Da. Acum avem niște lecții care de cele mai multe ori sunt făcute, ca așa e programa, se cheamă educație civică, ceva de genul educația acesta. Educația civică. Așa. Dar m-aș bucura să vedem, nu știu, că e la latitudinea până la urmă și a directorului de școală, care poate a fiecărui diriginte pot să facă, sunt orele acelea speciale care se pot introduce în catedră, niște lecții care să-i pregătească pe copii pentru ceea ce înseamnă viața în societate. Și nu mă refer numai la politică aici. Nu, nu. Nu mă refer numai la politică, dar ar fi un pas automat înspre implicare. Și aș vrea să văd și eu în programul unui partid lucrul acesta. Dom'le, da, noi vrem să ne adunăm și uite, asta vrem să facem. Și propunem și celorlalte partide. Că noi, Partidul Mișcarea Populară, la sfârșitul fiecărui an, ne-am implicat proprii copii într-un soi de acțiuni de voluntariat. Foarte frumos. La sfârșitul anului, că atunci Moș Crăciun, toată lumea va spune, da, Moș Crăciun, Moș Nicolae, de ce doar atunci? Era un punct de pornire, era un pretext. Fiecare ne învățam copiii să doneze ceva. Și chemam la sediu, identificam fiecare printre cunoștințe copiii care aveau nevoi. Poate nevoia de a avea un ghiozdănel, poate nevoia de a avea cărți de citit, poate nevoia de a avea culori sau creioane colorate. Un joc, o mașinuță. Un joc, orice. Nevoi simple și la sfârșitul fiecărui an școlar încercam, pe cât posibil, pe cât puteam noi la acel moment, pentru că la acel moment și din păcate este și acel moment, suntem un partid mic la nivel local. Cât am putut noi, am încercat să acoperim câteva din aceste nevoi. Și ne implicam și copiii. Era ideea aceea de a aduna. Pornea din familie, pornea dintre prieteni. Culmea, au fost și unități școlare care au agreat astfel de programe. Poate nu au fost sub oblăduirea neapărat a unei organizații politice. A fost sub oblăduirea școlii. Dar copiii au fost învățați să doneze, să ajute, să facă ceva pentru aproapele lor. Personal, cred că a scoate copiii, spre exemplu, în parc să strângă hârtii este mult mai potrivit decât de a avea o programă, un obiect care să se numească educație civică. Educația civică pornește... Da, poate să existe și obiectul, dar să existe poate și o existe, latură... Dar să fie ancorată în realitate. Să fie și o latură practică, ca să spun așa. Vedeți dumneavoastră că mai e o chestiune. O parte dintre părinți sunt de acord cu programa, o parte din părinți nu sunt de acord cu programa. Trebuie să găsim o variantă astfel încât 100% oamenii să fie conștienți că este bine ce se întâmplă și că educația civică a copilului trebuie să pornească din realitate, nu din filele unei cărți. Din filele unei cărți va putea probabil copilul să înțeleagă mai multe la o vârstă mai mare, dar educația se face de mic, timpurie. Dacă nu știm să ne educăm copiii cu lucruri simple, strânge hârtia, nu arunca pe jos, fii obedient în anumite situații sau fii responsabil și luptător pe alte situații. Astea pornește de la spiritul civic. Nu lăsa copilului să îi se întâmple ceva, nici tu ca părinte, dar învață-l și pe copil să reacționeze. Și atunci toate sunt bune. Vă dau un exemplu, că nu mă pot abține. Sâmbătă, în Durău era o mare aglomerație undeva unde copiii se duceau așa, și părinți, copii stăteau așa și un nene mai, mă rog, avea biletul, ieșise de unde așa și l-a aruncat. Și un copil de la rând, așa hâtru, foarte hâtru, nenea, nenea,
V-a căzut ceva. V-a căzut ceva din buzunar. Evident că omul când a zis că i-a căzut ceva din buzunar, s-a gândit la bani și s-a uitat. A, nu, că e biletul. Păi v-a căzut biletul. Deci... Da, copiii au un spirit de observație mult mai accentuat decât al nostru, al adulților. Noi l-am mai prăpădit pe parcurs. Și culmea, învățăm tare multe de la copiii noștri. Dacă am avea mai des disponibilitatea de a-i asculta, am vedea că educația civică de cele mai multe ori vine de la copii spre adulți. Noi am mai uitat, am mai pierdut din răbdare, nu mai avem aceeași deschidere către lucrurile simple. Spuneam că tinde să devină lucrul ăsta simplu, care tot îl aducem noi în discuție ca membri ai Partidului Mișcarea Populară, tinde să devină un laimotiv. Trebuie să ne aducem aminte cu toții de unde am plecat, de la hârtia căzută din buzunar, de la a spune bună ziua, de la a face lucruri pentru noi, pentru copiii noștri, pentru prietenii noștri. Ne gândim acum la programe politice, dar noi ce facem în fiecare zi? Și trebuie să facem ceva, să ne trezim odată la realitate și să nu mai așteptăm la domn primar, la domnul vice, la patron că n-a făcut, la directorul de școală că n-a făcut. Trebuie să facem cu toții ceva, nu neapărat în cadrul unui program politic, dar de zi cu zi. Discutam la un moment dat, eram cred că undeva prin Precista cu domnul viceprimar, cu Bogdan aici de față. Și spunea una dintre colegii, domnule, când vine firma să tundă iarba dintre blocuri? Și zic, o fi așa de greu iarba din fața scării să o cosească totuși cineva, că este și în sarcina asociațiilor de proprietari. Să tundă iarba, să dea zăpada, sunt cumva și niște mici obligații. Acum poate mi îndepărtez o parte din electorat de ucis pe care mi-o asum. Dar noi rămânem aceiași. Noi rămânem aceiași. Să facem și noi ceva. Noi ca cetățeni nu putem aștepta întotdeauna la alții să facă, iar dacă n-au făcut, să spunem, vezi, am zis-o că n-o să facă. De aici pornește și neîncrederea până la urmă în clasa politică. Noi ca cetățeni nu ne ducem înspre ei. Dom'le, fă ceva! Noi doar așteptăm să facem și nu e ok, nu e în regulă. Să-i tragem de mânecă. Trebuie să ne tragem de mânecă unii pe alții, pentru că doar așa vor ieși chestii constructive. Dacă doar stăm și suntem spectatori, scenariul va scrie altcineva și îl va regiza cu siguranță altcineva. Iar câte... Iar pe final, vă rog. Pe final, chiar... Completare, toate acțiunile pe care noi am reușit să le facem legate de copii, împreună cu copiii, ne-au umplut inima și sufletul de bucurii. Vă spun aici o activitate, am început noi în memoria unui coleg de-a nostru care a murit, un turneu de șah. Vreau să vă spun că pe an ce a trecut, numărul concurenților a fost din ce în ce mai mare. Anul acesta nu am reușit să-l facem din cauza acestor schimbări și acestor probleme, dar anul trecut am avut un număr de 80 de copii, 80 de copii care au venit nu numai din Piatra Neamț, Focșani, Adjud, Roman. Și de la fiecare ediție, am învățat să ne organizăm mai bine, am învățat de la copii ceea ce trebuie să punem la dispoziție și trebuie să le asigurăm. Chiar anul acesta erau solicitări din Republica Moldova a unui copil multiplu campion mondial de a veni la Piatra Neamț. Deci sunt acțiuni pe care... Noi, Partidul Mișcarea Populară, nu am dat, ne-am dat în stampă, nu ne-am dus să spunem, ia uitați ce am făcut noi. Nu, am preferat să rămânem micuți, să-i promovăm pe copii, să ne vedem de scopul și țelul nostru. Deci astfel mi-aș dori să crească toate partidele politice, așa cum cred eu că a crescut Partidul Mișcarea Populară, cu oameni curați, oameni tineri, oameni dedicați orașelor, localităților din care fac parte. De aceea, votați pe 27 septembrie
Partidul Mișcarea Populară, la Consiliul Județean poziția 1, la Consiliul Local. Acum vreau să vă întreb ce poziții, să văd dacă le știți. Deci poziția 1 pentru... Președinte și Consiliul Județean, poziția 3 la primar și Consiliul Local. Poziții bune, dacă vreți să vă spun așa. Să dea Dumnezeu să rămână așa cum s-a ales la Consiliul Județean. Să da, putea... și pe celelalte nu le vreți. Celelalte nu le vreți. Ca da. Să putem, nu de altceva, dar să putem să schimbăm lucruri. Și eu mai spun un lucru. Gândiți-vă că Partidul Mișcarea Populară este partidul cel mai vocal și partidul care a strâns peste 1,5 milioane de semnături pentru revenirea la alegerea primarului în 2 tururi de scrutin. Mie mi-ar face deosebit de mare plăcere ca electoratul să vină pe 27 septembrie și să considere că este turul 2 a alegerilor, pentru că turul 1 l-am avut în luna mai-iunie, și să ofere peste 50%, 50 plus 1% din voturi Partidul Mișcarea Populară, pentru că trebuie să-i acordăm încredere totală și dacă nu vom reprezenta ca oamenii, atunci în 2024 să plecăm acasă și eu vă garantez că calitatea umană din cadrul Partidului Mișcarea Populară nu va pretinde să rămână în continuare dacă nu își îndeplinesc măcar 5-10% sau 50% din ceea ce au promis. Aceste lucruri simple și aceste lucruri care schimbă calitatea vieții. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. A fost o emisiune distinsă. Eu vă doresc succes dumneavoastră și ca și tuturor celor care vin emisiune. Să ne vedem cu bine la următoarele emisiuni. Ne oprim aici, oameni buni. Cafeaua de dimineață, ultima zi din august, anul 2020. 8-20. 20-20. 8-31-20-20. La revedere! La revedere! La revedere!